Bine v-am găsit la o nouă ediție Fapt în Arte. Vă rog să nu uitați să dați subscribe la canalul Televiziunea Adolescenților și mulțumim la Piadina Barista pentru găzduire. În această ediție vom discuta despre un subiect foarte plăcut de către tineri, blogging, și de această dată l-avem invitat pe Mișu. Bună, hola. Mulțumesc pentru prezență. Cu cea mai mare plăcere. Pentru început vreau să te întreb cum ai realizat acest canal? De unde a început ideea? Totul a început de când mă uitam foarte mult pe YouTube, adică am început să migrez de la televizor spre YouTube, pentru că mi se părea că îmi oferă o experiență mai vastă decât o face televizorul. Și pur și simplu aveam o pasiune oricum pentru filmat, montaj, video, fotografie și alte lucruri. Și am vrut să văd cum este să fiu eu în fața camerei și nu doar să-i filmez eu pe alții sau să fac fotografie. Și asta a început cam prin 2016, cred, dar nu s-a concretizat până prin 2019. Adică în martie am început să fac vlog propriu-zis. Și care sunt temele tale preferate de abordat? Încerc să mă rezum la viața mea și la experiențele mele, adică pe unde merg, încerc să le arăt oamenilor ce fac și lucrurile pe care le văd acolo, dar și diverse teme pe care le aleg, de exemplu, pe Instagram prin poll-uri sau... Adică încerc să mă adaptez la nevoile lor și la ce vor ei să vadă de la mine. Ce este cel mai greu în crearea de conținut? În primul rând, ideile trebuie să vină și să fie originale, pentru că în ziua de azi toată lumea care face vlog abordează cam aceleași subiecte și e greu să fii original în ziua de azi. Dar odată ce îți vine ideea, cred că cel mai greu lucru este montajul și timpul pe care îl petreci editând ceea ce filmezi. Filmatul propriu-zis nu este o problemă, ci montarea și faptul că trebuie să faci lucrurile să arate cum trebuie și tăieturile și efectele și... Cred că asta este cel mai greu în ceea ce fac eu. Cine te-a susținut în ridicarea acestui canal? În primul rând, familia, adică m-au susținut ai mei foarte mult, mama și tata, și cu echipament și finanțare și multe lucruri, pentru că mereu am fost genul care nu s-a rezumat la ceva simplu, adică să pot să fac cu lucrurile pe care le am deja, mereu am vrut mai mult și să am o calitate bună. Și de asemenea prietenii și oamenii de lângă mine m-au susținut și au spus da, continuă, noi vrem să vedem. Și așa am rămas motivat cum ar veni să continui să fac chestia asta. Și de aia nu m-am oprit și nici nu cred că mă voi opri în viitorul apropiat sau chiar îndepărtat. Dar cum îți promovezi videoclipurile și canalul? În principal promovez pe Instagram, adică de fiecare dată când pun câte un videoclip îl pun direct pe story. Rog oamenii să dea share, pentru că atâta timp cât oamenii mă postează și ei la story, văd o susținere din partea lor și înțeleg prin asta că îi interesează ceea ce fac. Și de asemenea trimit link-ul pe diferite grupuri în care mă aflu și rog oamenii să se uite la videoclipuri și atâta timp cât le place și văd că îl împărtășesc și cu alții, știu că fac o treabă ok și că oamenii sunt mulțumiți de asta. Presupun că ești inspirat și de alți vlogări. Pe cine urmărești? Care este modelul tău? Nu știu sincer dacă am un model, adică vloggerul pe care îl urmăresc cel mai mult este Shelly, dar nu este un model pentru mine, adică nu încerc să fiu ca el, pentru că are și părți negative. Nu cred că am fost inspirat de către cineva, adică am fost inspirat de către el, dar nu încerc să-i urmăresc modelul vrând să fiu ca el. Ce te recomanda unui începător? E foarte ușor să începi, adică trebuie să faci chestia asta din pasiune, adică nu trebuie să te gândești atunci când începi. Dacă ești începător și vrei să te apuci de chestia asta, nu trebuie să te gândești la cifre sau la profit sau la locul unde vei ajunge, nu. Trebuie să o faci pur și simplu din pasiune pentru tine, în primul rând. Trebuie să începi să o faci pentru tine, cu ideile tale și cu echipamentul pe care l-ai deja, pentru că poți să te apuci să faci vlogging cu telefonul pe care l-ai în buzunar. N-ai nevoie de cine știe ce echipament ca să faci un conținut de calitate. Și, efectiv, pasiunea este cea mai importantă, și, pentru că dacă nu o faci cu pasiune, se vede și pe ecran și... odată cu chestia asta vine și responsabilitatea de a le livra abonaților tăi ceea ce au nevoie, și pentru că așa reușești să menții un canal, prin menținerea de conținut calitativ și o audiență pozitivă, pentru că nu cifrele contează, eu merg pe principiul cantitate și nu calitate și nu cantitate. Mișu, urmărești filme, seriale?
Destul de frecvent, da, adică face parte din activitățile pe care le fac de obicei seara înainte să mă culc, mă mai uit la câte un episod dintr-un serial. Îmi plac foarte mult serialele pentru că simt că sunt ca niște cărți pentru mine, pentru că nu citesc foarte mult, dar mă uit la seriale pentru că sunt curios ce urmează în episodul următor, pe când un film se termină și atât, și de-aia mi se par mai interesante serialele decât filmele. Serialul tău preferat și ce te-a fascinat? Momentan, serialul meu preferat, adică a devenit serialul meu preferat destul de recent, este Sons of Anarchy, se găsește pe Netflix și este vorba despre o bandă de motocicliști care trec prin diferite aventuri și prin diferite obstacole ca să ajungă unde și-au propus și mă pasionează serialul și mă uit la el cu foarte multă plăcere, deoarece este ca o poveste de viață și trag foarte multe învățături de acolo și multe lecții am învățat din serialul ăsta. În continuare vom urmări rubrica Orașul prin obiectiv, realizată de Ioana Ivaș. Bine v-am găsit la o nouă ediție a rubricii Orașul prin obiectiv. Luna aceasta vă voi vorbi despre o clădire despre care puțini dintre voi știu. Această clădire mai este cunoscută și Casa Popovici. Aceasta deoarece proprietarul era un boier pe nume Mihai Popovici. În această clădire a funcționat până în anii 90 cinema Luceafărul. Aici bunicii noștri urmăreau cele mai noi filme. Pe strada unde a funcționat fostul cinematograf Luceafărul, adică aici, s-a născut marele istoric Nicolae Iorga. Am revenit la discuție. Mișu, ce alte pasiuni ai pe lângă vlogging? Pe lângă vlogging îmi place foarte mult să fotografiez orice îmi stă în cale. Adică, practic de la asta aș început vloggingul, de la pasiunea mea pentru fotografie. Și de asemenea filmez diferite videoclipuri și plasări de produse și reclame la anumite magazine. Și asta este pasiunea mea. Îmi place să fotografiez oamenii în momente spontane ca să le surprind toate părțile lor în momente în care chiar nu se așteaptă. Asta este pasiunea mea principală, ca să-i spun așa. Și consideri că vloggingul va avea vreo legătură cu ceea ce îți dorești să faci și mai departe în carieră? Cu siguranță, ca și facultate, pe viitor îmi doresc să merg tot pe un segment de genul fotografie, video, editare video. Și cu siguranță vloggingul și experiența acumulată cu filmatul și cu montarea de cadre mă va ajuta să intru unde mi-am propus și să merg, pentru că merg pe principiul trebuie să fac ce îmi place în viață și atât timp cât asta este pasiunea mea, vreau să merg pe ea mai departe și să chiar să o fac pe plan profesional, dar în același timp să păstrez pasiunea ca să aibă și relevanță pentru mine sufletește, ca să-i spun așa. Până atunci, cum ți-ai dorit să continui canalul? Mi-aș dori sincer să postez mai des, doar că timpul este foarte important pentru mine și am și școală și ținând cont că sunt în clasa 11, am diferite proiecte în derulare la școală și nu reușesc să mă pun în fața camerei de câte ori aș vrea și să filmez, pentru că, cum am spus, nu chiar pusul în fața camerei este problema, ci timpul pe care trebuie să-l petrec după editând videoclipurile și uneori stau și până la 3 dimineața editând un videoclip și exportându-l și timpul nu-mi permite decât în anumite weekenduri, poate duminică, să stau și să filmez un vlog și eventual, dacă am timp, să-l editez în aceeași zi. Dar îmi doresc să vin cu lucruri noi, cum am spus, încerc să aduc experiențe noi, pentru că e foarte greu să fii original în ziua de azi, pentru că odată ce faci ceva, lumea deja începe să-ți spună că ai copiat de acolo și că ai luat din partea cealaltă. Deși nu consider că eu aș copia de undeva, pentru că toată lumea face același lucru și eu doar încerc să mă adaptez și să o fac în felul meu. Adică asta cred că este eticheta mea, încerc să fac lucrurile în felul meu. Și chiar că nu am experiența altor vloggeri mai mari, consider că lumea care mă urmărește nu o face nici din obligație, nici, adică o face pentru că îmi doresc eu și pentru că își doresc să se uite la conținutul meu. Cum se descrie subscriberii? Subscriberii mei sunt, oricum, toată lumea care e abonată la canal, sunt niște oameni minunați. Subscriberii mei sunt, pot să o recunosc, sunt în principal de vârste
pot să-i spun sub 15 ani, pentru că am aflat asta nu doar din statistici, ci și din faptul că de fiecare dată când merg pe stradă mă mai salută copiii, iesă, bună Mișu, salut Mișu, se mai opresc, mai fac și o poză cu mine și mă bucură chestia asta, adică poate să-mi facă ziua mai bună, chit că sunt mai mici, măcar mă urmăresc, adică odată ce audiența crește în vârstă, nu li se mai pare o chestie atât de interesantă să te vadă sau să se întâlnească cu tine, li se pare ceva complet normal, dar copiii mici sunt mai atrași de chestia asta pentru că li se pare ceva wow să se întâlnească cu cineva pe care l-au văzut pe internet și să-l vadă în viața reală. Deci sunt niște oameni minunați și îmi doresc să mă susțin în continuare și să mă urmărească în continuare. Între toate clipurile pe care le-ai filmat și postat, care este preferatul tău, cel care ți-a plăcut ție în mod special? Cred că videoclipul în care am pus, ca să-i spun așa, cel mai mult suflet este chiar cel mai recent, experiența mea în Norvegia, pentru că am povestit efectiv fără să îmi scriptez, fără să mă gândesc la nimic, experiența mea de acolo care chiar m-a marcat și nu are legătură cu ce am, cu filmatul sau la mine videoclipul meu preferat nu trebuie să conțină neapărat cea mai multă muncă, ci trebuie să se rezume la ceea ce am simțit eu când l-am filmat, raportat la experiențele pe care le-am trăit. Deci consider că ultimul meu clip este într-adevăr preferatul meu. Chit că am avut și sketch-uri, cum a fost tipul de persoane pe Instagram, am avut și mai am și alte sketch-uri plănuite și multe proiecte pe iarna asta. Momentan, ultimul meu clip este favoritul meu pentru că chiar m-a marcat experiența pe care am povestit-o și le recomand chiar tuturor să uite la ultimul videoclip, mai mult decât la cele din urmă, pentru că consider că evoluez pe videoclip ce trece pentru că și orice, fiecare videoclip contribuie la evoluția mea pe termen lung. Ce preferi, să filmezi, să colaborezi cu prietenii în videoclipurile tale sau să prezinți singur? Am o energie mult mai bună atunci când filmez cu alți oameni, deși pot să spun că procesul este mult mai greu pentru că, mai ales dacă sunt cu prietenii, se trag mult mai multe cadre decât aș trage eu singur, pentru că dacă sunt singur, sunt mai serios decât dacă aș fi în preajma altor oameni, deci pot să spun că este mai mult de muncă la filmatul cu prieteni, dar îmi face o plăcere mult mai mare oricum să fiu înconjurat de oameni și de asemenea opiniile lor și ceea ce spun eu combinate fac o experiență de vizualizare, după părerea mea, mult mai bună decât eu stând singur. Pentru că eu stând singur am ideile mele în cap și le spun pe hârtie și apoi le pun în fața camerei. Dar așa, când sunt cu mai multe persoane, nu știu ce urmează să spună neapărat celălalt, mai ales dacă lucrăm nescriptat, ceea ce facem de fiecare dată când am colaborat cu cineva. Și mi se pare mult mai interesant să urmăresc, chiar și eu, să urmăresc un videoclip în care sunt mai multe persoane decât când vloggerul respectiv filmează singur. Deci cele cu prietenii sunt preferatele mele. Alisa ne propune o nouă carte, mai tristă de această dată, în rubrica Flori, Fete, Filme, Cărți. Să o urmărim! Sunt Alesia, bine ați venit la rubrica Flori, Fete, Filme, Cărți și astăzi vom vorbi despre cartea La 5 pași de tine, scrisă de 3 autori. În carte este vorba despre 2 adolescenți, Stella, care își planifică viața pas cu pas, îi place vlogging-ul și îi trebuie un transplant de plămâni, iar Will, care încalcă mereu regulile și de-abia așteaptă să facă 18 ani ca să vadă lumea, nu numai spitalele. Din păcate, ei nu se pot apropia mai mult de 6 pași, deoarece dacă Will s-ar apropia de Stella, i-ar da un microb foarte, foarte periculos pentru boala ei. Chiar dacă asistenta lui Stella i-a spus lui Will să nu se apropie de ea cu 6 pași, atunci când se întâlnesc amândoi la piscină, se apropie cu 5 pași și peste câteva zile Stella se simte foarte rău, dar își revine. Finalul este unul trist, dar cu siguranță o să vă placă foarte mult. Cartea este o ecranizare de excepție, un roman publicat în 26 de țări, este de la editura Litera și pe spate scrie că este o poveste de dragoste emoționantă, perfectă pentru fanii lui John Green, despre doi tineri care se îndrăgosesc, deși nu se pot apropia unul de altul fără să-și ruiește viața. Am citit-o, mi-a plăcut, vă recomand dintr-o sufletul meu și diferența dintre film și carte nu este foarte mare, amândouă vă emoționează, doar că filmul este mai dramatic deoarece poți vizualiza totul. Sper că v-a plăcut recenzia de luna aceasta. Eu sunt Alicia și până data viitoare vă urez spor la citit. Pa! Vreau să te întreb, cum te împaci tu cu bullying-ul
de pe internet sau ce ai recomanda în acest caz? Sincer, bullying-ul este un subiect foarte dezbătut de către mine și în viața reală și l-am și menționat în câteva vloguri. După părerea mea și ca un sfat tuturor celorlalți oameni, nu trebuie nimeni să bage în seamă bullying-ul și hate-ul care se dă la noi pe rețelele de socializare, în primul rând, și în comentarii și în orice loc, pentru că în primul rând bullying-ul se întâmplă, cred că, dintr-o invidie și nu mă refer la mine, acum mă refer la oricine, adică atât timp cât tu stai și bârfești pe cineva și îi dai hate în mediul online, ai o problemă cu omul ăla din cauza că tu te simți, cred că, inferior lui. Și nu îți convine faptul că, adică să spunem că uite câte vizualizări are omul ăsta sau câte like-uri are sau nu merită sau uite-l cum arată sau alte chestii de genul care sunt foarte frecvente la noi și pe care le observ și în comentarii și mai ales pe story-uri pe Instagram. Bullying-ul nu ar trebui să fie băgat în seamă de către ceilalți și recomand chiar tuturor să nu se lase afectați de chestia asta și, pentru că nu trebuie să-i tragă în jos. Pentru că și eu la rândul meu am primit hate și bullying online foarte mult și înainte să mă apuc de vlog și mai ales după și dislike-urile și toate chestiile de genul nu mă afectează absolut deloc, ba chiar mă motivează să scot mai mult conținut și să fiu mai bun ca să le demonstrez oamenilor că dau hate fără sens efectiv și că pe mine nu mă afectează părerile lor, mai ales dacă sunt negative. Există păreri negative care sunt și constructive, care mă pot ajuta și care ajută, adică atât timp cât e o părere formulată frumos, chit că este spre negativă, te poate ajuta, dar înjurăturile și lucrurile de genul denigrare efectivă a persoanelor online nu ar trebui să afecteze pe absolut nimeni. Aceasta este părerea mea și sfatul meu este să dați la o parte și să mergeți înainte, pentru că e drumul vostru și vi-l creați așa cum vreți și nu ar trebui să vă lăsați influențați de alții și de părerile lor negative, influențate de anumite frustrări poate pe care le are persoana respectivă. În ciuda acestor lucruri, recomand oamenilor, adolescenților să intre și în lumea vloggingului sau măcar să se joace cu o cameră? Da, cu toată inima, pentru că eu am observat și la mine că de când m-a apucat să fac vlog și să fiu în mediul online mai activ și lumea să mă urmărească și să știu că lumea mă urmărește, am început să fiu mult mai dezinvolt și să fiu mai liber și când vorbesc și când fac anumite lucruri, pentru că înainte mă abțineam de la anumite lucruri sau mă abțineam să vorbesc doar pentru că nu eram obișnuit să, adică în fața unui public, de exemplu, nu eram obișnuit să fac lucrurile astea, dar de exemplu, acum dacă aș fi pus în fața multor oameni, nu cred că aș avea o problemă foarte mare să țin un speech sau să vorbesc sau să mă vadă cineva, ținând cont că știu că mă văd sute de oameni pe YouTube deja și e cam același lucru. Adică recomand tuturor să se afișeze în mediul online, dar nu doar cu poze, adică să, cum ai spus și tu, să se joace cu o cameră, să învețe, să se filmeze și să se exprime și să fie ei înșiși în mediul online, efectiv, pentru că îi ajută foarte, foarte mult pe plan moral și îi dezvoltă pe plan și moral și intelectual și poate ajuta la îmbunătățirea și a lexicului și să vorbești mult mai deschis atât timp cât tu exersezi chestia asta și o faci în fața a sute de oameni, în cazul meu. Deci, în concluzie, chiar recomand tuturor să măcar să încerce să facă treaba asta, dacă le place să continue, dacă nu, să se oprească, dar nu are cu ce să le strice creșterea, ca să le spun așa, dintr-un punct de vedere al filmării și al afișării în fața multor oameni. Atunci, care sunt 5 sfaturi cele mai importante pe care le-ai da unui astfel de începător? Cred că primul sfat pe care l-am menționat și pe care l-am menționat și înainte, să nu vă lăsați influențați de oamenii care vă spun că nu puteți să faceți o anumită chestie sau că nu meritați anumite lucruri sau că nu ar trebui să fiți într-un anumit loc. În al doilea rând, să faceți absolut tot cu pasiune și să vă vedeți de treabă în felul vostru, fără să fiți influențați de părerile altora și să fie ideile voastre la baza a ceea ce faceți. În al treilea rând,
să fiți dezinvolți, pentru că într-o chestie de genul ăsta nu poți să fii introvertit. Adică dacă ești introvertit și nu ai curajul să vorbești în fața oamenilor sau să te afișezi în fața unei camere și ai emoții când se pune o cameră în față, nu ai cum să faci chestia asta. Deci trebuie, înainte să te apuci de o chestie de genul, trebuie să lucrezi la evoluția ta ca și persoană dezvoltată, pentru că este foarte, foarte important să fii dezvolt. Oricum vine pe parcurs lucrurile astea, așa cum am spus mai înainte, dar trebuie să fie măcar un gram acolo înainte să începi o chestie de genul ăsta. În al doilea rând, în al patrulea rând, să ții cont de părerile persoanelor din jurul tău care sunt pozitive și care te susțin. În primul rând părinții, adică ar trebui să ții cont de părerile lor, pentru că pe mine cel puțin m-a ajutat multe sfaturi pe care le-am primit de la părinții mei și le mulțumesc. Și de asemenea prietenii care te încurajează, nu cei care te denigrează, cei care te încurajează și îți dau anumite sfaturi, trebuie puse în practică. Și cred că în ultimul rând ar trebui să vă puneți în cap un anumit target, dar nu din punct de vedere al cifrelor sau din punct de vedere financiar. Targetul ar trebui să fie dezvoltarea ta ca om, evoluția ta ca persoană și ar trebui să-ți propui să ajungi într-un anumit punct din punct de vedere moral, ca să simți că nu ai făcut lucrurile astea degeaba și că au fost cu un folos pentru tine ca și persoană. Mulțumesc foarte mult, Mișu, pentru că ne-ai acceptat invitația. Cu cea mai mare plăcere. Fapte în Arte a ajuns la sfârșit. Ne vom vedea în următoarea ediție. Până atunci, toate cele bune!